Proiectul de reabilitare a Mănăstirii Golia a ajuns la final. Conducerea Consiliului Județean a restituit bunurile mobile care alcătuiesc complexul monahal către Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De asemenea, zonele conexe au fost predate primăriei municipiului Iași. Mănăstirea Golia, terenul și imobilele aferente au intrat în proprietatea Consiliului Județean Iași prin donație de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei în anul 2005, o măsură necesară pe durata implementării proiectului de reabilitare. Valoarea totală a lucrărilor este de 47,8 milioane de lei.